v-am găsit într-o nouă ediție de Suflet Tânăr. În această seară vom face turul liceului. Eu sunt Neațu David. Eu sunt Stan Mariana și vă poftim înăuntru! Imediat cum intrați în liceul nostru, sunteți întâmpinați de acest monument în onoarea lui Tudor Vianul, care ne poartă numele liceului. Aici este intrarea profesorilor și este un loc foarte, foarte drăguț, foarte frumos amenajat, în care sunt plantate foarte multe, erau plantate foarte multe flori, primăvara se observă. Este aici o faună bogată. Copaci. Este un loc foarte frumos în care poți să te recreezi în timpul pauzelor. Acum aproximativ 58 de ani a fost înființat la data de 1 septembrie liceul nostru. Tudor Vianu a fost un critic și istoric literar și de asemenea a fost un poet. Majoritatea copacilor de pe acest alee au fost plantați de elevi de-a lungul anilor în anumite evenimente care s-au organizat în școala noastră. Locul cu băncuțe este un loc superb de recreere pentru elevi în unele pauze. În majoritatea pauzelor, elevii vin aici să se recreeze. Aici se poartă cele mai importante discuții, din liceu. Aici este intrarea în sala de sport, după cum puteți vedea. Iar aici este terenul de sport, locul unde au loc cele mai crâncene meciuri de basket sau de fotbal. Aici este sala de sport în care vă putem arăta vestiarele în care se pot schimba copiii, biroul profesorului și avem aici o sală de ping-pong de masă. Iar acum urmează să intrăm în sala de sport. Aici se țin meciurile principale de volei. Ne aflăm în amfiteatrul liceului, unde se țin orele de muzică. Aici elevii beneficiază de două pianine și un sistem audio. În partea dreaptă se pot vizita niște expoziții cu obiecte tradiționale. Acum ne aflăm înăuntru liceului, suntem pe holul de la parter. Și aici avem peretele cu diplomele elevilor, premianților liceului. Aici înainte era gazeta în care se afișa ziarul liceului și odată cu pandemia acest lucru a cam dispărut. Aici este laboratorul de biologie. Aici se află foarte, foarte multe manechine, după cum puteți vedea. Cel mai important fiind ăsta în mărime naturală. Și restul ajută la învățare. Avem foarte multe instrumente, precum acest set de foarte multe microscoape.
Aici este intrarea profesorilor. În spatele meu puteți observa performanțele elevilor noștri și premiile câștigate de ei la diferite concursuri. Acum suntem în biblioteca școlii, în care vă vom prezenta câteva lucruri pe aici. Aici este un proiect realizat de elevii noștri și în toată sala puteți vedea foarte multe cărți. Biblioteca noastră beneficiază și de câteva mese, unde elevii pot veni după ore să citească, să conspecteze și să învețe cât mai mult. Este un loc destul de cozy. Înainte să intrăm în cancelarie, vreau să vă arăt elevii noștri care au câștigat premii la concursul de informatică și robotică. Și acum vă prezentăm cancelarea profesorilor. Veniți, veniți! Ta-dam! Este foarte, foarte mare și este foarte plăcută atmosfera în cancelarie. Aici se pun la cale niște teste foarte importante. Aici ne aflăm în laboratorul de fizică, clasă unde clasă dotată foarte bine cu fel și fel de instrumente pentru elevi să învețe cât mai frumos, cât mai ușor și cât mai eficient această materie. Aici urmează să intrăm în sala multimedia. Aici elevii vin și vizionează filme sau videoclipuri educative. Sala este aranjată special pentru activități de genul acesta. Aici este cabinetul de istorie locală. Din câte am înțeles, este singurul cabinet de acest fel din toate liceele și pe acest hol putem vedea mai multe figuri istorice. Acum ne aflăm la cabinetul de consiliere școlară. Aici copiii pot veni cu propriile lor probleme pentru a și le rezolva.
Ne aflăm în cabinetul medical de care beneficiază liceul nostru și aici puteți observa mai multe lucruri, medicamente, un pat, un cântar pentru elevii un pic bolnăviori. Acum ne aflăm la cabinetul de engleză, unde se desfășoară orele de engleză, mai ales cu clasa de engleză intensiv. Avem activități cum ar fi jucăm Kahoot, activități parteneriate cu American Councils și facem activități împreună cu elevii de Valentine's Day, de Halloween și da. Aici suntem în sala roze, unde copiii de clasa, elevii de clasa 12-a mai ales, au parte de pregătire intensiv, mai ales pentru BAC, pentru concursuri, olimpiade. Ce vrem să spunem este că în această sală se află o tablă interactivă. Aceasta nu este nici prima și nici ultima din liceu, însă este ceva inedit. Scara profesorilor este frumos amenajată cu proiecte organizate de profesori împreună cu elevi. Acest panou este intenționat a fi o pagină de Facebook în care puteți observa cam tot. Stories, mesaje, comentarii, pentru că liceul nostru nu este unul boring și sunt cât mai multe panouri încât se înfrumusețează locul. Bună! Bună! Cum te numești? Bianca. Bianca, ce părere ai despre liceul nostru? E super, mi se pare super tare și profesorii, în special și cum e structurat, clădirea în general și per total e ok. Mulțumesc! Sperăm că v-a plăcut turul liceului nostru și că v-am dat motive să veniți aici. În continuare vă lăsăm cu un interviu alături de doamna noastră director de la liceu. Am venit aici în numele elevilor pentru a le răspunde la câteva întrebări, pentru că în afară de clădire există și sufletul liceului. Doamna directoare este amabilă și ne va răspunde astăzi la câteva întrebări pe care le-am pregătit. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Știu că sunt mulți elevi care și-ar dori mai multe de la liceu și aș vrea să vă propunem câteva proiecte educaționale și să vă rugăm dacă... Să precizați dacă ar fi necesar în liceul nostru. Educație parentală. Da. Clubul de artă. Da. Un club de șah. Sau un club de teatru sau de muzică. Consider că toate sunt binevenite. Și eu sunt părinte și cred că avem nevoie câteodată să mai învățăm de la voi tinerii și să fim... puși la curent cu tot ceea ce înseamnă noutate în domeniul educației, în domeniul culturii, în domeniul științelor. Cursuri de teatru s-au mai făcut în cadrul liceului, dar în urmă cu foarte, foarte mulți ani. Și știu că au fost bine primite de copiii noștri, de elevi. Noi vă sprijinim. Așteptăm proiectele voastre și veți avea parte de tot sprijinul. Cadrelor didactice. A doua întrebare ar fi, dacă ar fi să repetați zilnic un sfat profesorilor în cancelarie, care ar fi acela? Nu știu, eu întotdeauna i-am considerat pe elevi ca fiind copiii mei și le recomand colegilor
să-i considere și să-i trateze așa cum îi tratează pe copiii dumnealor. Să fie apropiați, să fie deschiși, să le ofere sprijinul necesar atunci când au nevoie de un sfat, de o vorbă bună, când au nevoie de ajutor pentru rezolvarea unor teme sau când se confruntă cu probleme mai delicate și nu au încredere în părinți sau în colegi și apelează la sprijinul nostru. Asta mi se pare foarte important. Vorbim despre, despre conversațiile din cancelare. Aș vrea să vă întreb cât de important mai este acum spațiul cancelariei? Consider că la momentul acesta spațiul cancelariei este un spațiu deschis, un spațiu în care sunt bineveniți elevii, părinții și toți cei care vin la școală să discute cu profesorii, cu cei din conducerea liceului, cu doamnele de la secretariat. Eu vă dau un exemplu. Pe vremea când eram elevă, cancelaria era, să spunem așa, un subiect tabu. Nu aveai voie să pășești pe holul de la cancelarie sau pe holul de la secretariat. Eu am terminat la liceul Ion Maiorescu și aveam voie pe holul de la secretariat când eram elev de serviciu. Altfel, ferească Dumnezeu să fi pus piciorul pe hol. Acum toată lumea este binevenită în cancelarie. Cel puțin din punctul meu de vedere. Și nu cred că ceilalți colegi au ceva împotrivă. Cum credeți că înarmează școala noastră elevii pentru viitor? Eu cred că îi pregătim pentru viitor. Încercăm să le oferim cunoștințele necesare, competențe, să le dezvoltăm aptitudini și abilități, să-i învățăm să înfrunte toate problemele pe care viitorul vi le oferă. Viața nu este deloc ușoară. Adolescența este cea mai frumoasă perioadă, dar după terminarea liceului, atunci veți da piept cu greutățile vieții și trebuie să fiți pregătiți. Aș vrea să vă întreb, sunteți manager sau lider? Cred că încerc să îmbin managementul cu, nu știu, cu liderul. Mai degrabă mă consider un lider decât un manager. Așa, încerc câte puțin din fiecare să le îmbin și să iasă totul bine. Ce lipsește unui manager să fie un lider bun? Comunicarea, în primul rând. Comunicarea și spiritul de echipă. Trebuie să colaborez cu profesorii din cancelarie, trebuie să colaborez cu elevii și întotdeauna ușa cabinetului a fost deschisă. De câte ori elevii au avut o problemă, i-am ascultat și am încercat să-i ajut. Credeți că este nevoie de programe de pregătire pentru directorii școlilor? Da, bineînțeles. Avem nevoie de așa ceva. Pentru că suntem într-o continuă schimbare. Și ați văzut, a fost pandemia, nimeni nu a fost pregătit pentru această perioadă foarte delicată din istoria învățământului. Cred că a fost una dintre cele mai grele perioade. Și consider că nu toți am fost pregătiți să facem față. Până la urmă ne-am descurcat, dar avem nevoie de cursuri de pregătire. Că ați menționat mai devreme, cum s-a simțit pandemia pentru un director al școlii? În perioada pandemiei eram la inspectoratul școlar și consider că a fost o perioadă foarte, foarte grea, dar ne-am descurcat cu succes, cred eu. Mentoratul funcționează? Da. Vechiul și noul pot coexista? Bineînțeles. Și anul acesta avem colegi tineri. Avem o colegă de limba franceză, o domnișoară de istorie și o domnișoară de limba latină, care beneficiază de sprijinul colegilor cu experiență, colegilor mai în vârstă.
Dacă ați putea să consultați o campanie sau o fundație pentru educație, ce probleme din școală ați propune spre corectarea lor? Problemele din școală. Din păcate, școala românească se confruntă cu multe probleme. Probleme pornind de la finanțare, da? Stăm foarte prost la capitolul finanțare. Ne dorim să avem o școală modernă, o școală bine dotată. Mi-aș dori să accesăm mai multe proiecte, dar din păcate noi nu avem foarte multă experiență pe partea aceasta de elaborare a proiectelor. Ne-am dorit să ne implicăm în campanii de ecologizare, da? Ne dorim să creăm, nu știu, un parc și cred că lucrul ăsta vi-l doriți și voi, să avem un foișor în curtea liceului și un spațiu în care să ne desfășurăm orele în aer liber. Așa credeți că am putea îmbunătăți liceul pentru a fi un liceu european? În primul rând ar trebui să ne înscriem și să participăm la cât mai multe proiecte europene. Asta e principala condiție pentru a deveni o școală europeană. Egalitate, provocare și inspirație. Aceștia sunt câțiva termeni importanți în școală. V-aș ruga să continuați lista cu alți termeni la fel de importanți. Egalitate, provocare și inspirație, a spus voi? Da. Asta și din partea profesorilor și din partea elevilor? Bineînțeles. Da. Egalitate, provocare, inspirație, încredere, respect, spirit de echipă, dedicare. Colegialitate, în primul rând, dedicare. Trebuie să pui suflet în tot ceea ce faci. Și dacă nu iubești copiii, eu cred că nu ai ce să cauți în școală. Trebuie să-ți cauți o altă meserie. Într-adevăr. Pentru deceniul următor, care este miza pe care urmăriți cu liceul nostru? Ne dorim multe. Ne dorim să creștem procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, da? Din păcate, în ultimii ani a scăzut un pic. Au contribuit și cei 2 ani de pandemie, de lecții online. Și va fi foarte greu să recuperăm această perioadă. Totul depinde de profesori și de voi, elevii. Ne dorim să aplicăm pentru cât mai multe proiecte europene și, nu știu, să avem o bună colaborare cu toți reprezentanții comunității locale. Prin de la Consiliul Local, de la Inspectoratul Județean de Poliție, Jandarmerie, Muzeul Județean, Teatru, Centru de Cultură. De multe ori se folosesc termeni cum ar fi profesorul e cineva, iar elevul e un nimeni. Este adevărată afirmația? Poate că din păcate este adevărată, nu știu. Voi știți dacă v-ați confruntat cu această problemă. Eu, în 26 de ani de carieră didactică, nu cred că am procedat așa. Întotdeauna mi-am respectat elevii și, la rândul lor, am fost respectată de către elevi pentru că am fost foarte apropiată de ei. Și am încercat să-i ajut și să-i înțeleg. Pentru că profesorul, până la urmă, nu este Dumnezeu. O ducem cam greu cu finanțarea. Aveți idei de surse noi de finanțare pe care să le accesați în scopul susținerii activităților în școală? Din păcate, da, la Giurgiu stăm foarte prost cu finanțarea. A venit și sezonul rece. Mi-este teamă că nu vom beneficia de căldură. Din câte am înțeles, celelalte unități de învățământ din municipiu au primit deja agent termic. La noi nu s-au terminat lucrările, ați văzut că se lucrează pe străduța Tudor Vianu, nu știu când se vor termina. Mi-ar fi dorit să avem bani și să ne instalăm o centrală proprie sau să instalăm un sistem de panouri fotovoltaice, ca să nu mai depindem de CET.
nu știu, poate că avem nevoie de sprijinul unei organizații, unui ONG sau unei asociații și, într-adevăr, dacă voi sunteți dispuși să ne ajutați și să veniți cu idei, să aplicăm pentru mai multe proiecte. Numai împreună putem reuși. Este valabil acest slogan? Cu siguranță. Trebuie să colaborăm, noi profesorii, și pe de o parte, și voi elevii pe cealaltă parte, și bineînțeles părinții. Fără sprijinul părinților nu putem realiza nimic. Cât de importantă este relația unui elev cu părinții săi? Este cea mai importantă. Eu așa consider că este cea mai importantă. Părintele trebuie să fie în primul rând părinte și să fie cel mai bun prieten al copilului. Dar relația dintre diriginte și părinți? Eu nu concep ca un diriginte să nu colaboreze cu părinții. Din păcate, sunt părinți care nu vin pe la școală și am avut în cariera mea didactică părinți pe care nu am reușit să-i cunosc. În 4 ani de zile n-au venit nici măcar la o ședință cu părinții sau n-au binevoit să dea nici măcar un telefon. Și atunci, practic, este imposibil. Cât de deschis ai fi și cât de mult ai încercat tu să comunici cu persoana respectivă, dacă ți se pune o ușă în față, nu ai cum să treci mai departe. Numiți în ordine importanța 3 abilități necesare unei directori de liceu. 3 abilități. Păi, în primul rând, trebuie să aibă viziune, să aibă experiență, să fie un bun negociator, un bun comunicator și, dacă vreți, enumerăm. Din experiența personală, cum se simte să fiți director? În ziua de astăzi este frumos, este plăcut să fii director, dar ai și o mare responsabilitate. Pe umerii unui director apasă foarte multe probleme. Și mai ales în contextul actual, când stăm foarte prost cu finanțarea și când ai nevoie de bani. Dacă vrei să realizezi în școală multe lucruri, fără bani nu poți să le realizezi. De cât timp sunteți în învățământ? În învățământ sunt de 26 de ani. La 1 septembrie am împlinit 26 de ani de când sunt profesor al liceului Tudor Via. Am auzit că ați mai fost director în liceul nostru. Am mai fost director în perioada 1 septembrie 2009, 3 septembrie 2013. Destul de mult. Da, a fost o experiență plăcută. În acea perioadă, liceul nostru a devenit centrul ECDL și în aceeași perioadă, liceul Tudor Vianu era al doilea liceu din țară în care se studia limba chineză. Limba chineză, da, am avut un parteneriat cu ambasada Chinei și venea un profesor din China și le preda copiilor noștri. Cât timp s-a studiat chineza? Păi cred că vreo 4 sau 5 ani. Destul de mult. Destul de mult. A fost foarte interesant și copiii erau dorniți să învețe limba chineză. Din păcate, pe parcurs a renunțat. Ce v-a făcut să alegeți profesia aceasta? Profesia de dascăl? Da. Provin dintr-o familie de dascăli și eu asta mi-am dorit de când eram mică. Mi-am spus că am crescut în școală. În școală. Mai întâi la grădiniță, mama mea a fost educatoare și apoi cred că mă duceam cu tata la școală de când aveam un an și ceva. Am crescut în școală, tatăl meu este fondatorul muzeului Sătesc Dacia de la Frătești. Și acolo am crescut. Și când mă întrebau ce te faci când vei fi mare, inițial am spus că mă fac arheolog, pentru că bântuiam pe câmpuri
mergeam la săpături cu tata și am dat în primul an la istorie. Din păcate am picat din cauza filozofiei. Pe timpul lui Ceaușescu filozofia era foarte urâtă și pe urmă m-am reprofilat. Și am ajuns în învățământ, acolo unde mi-am dorit cu adevărat să ajung. Că tot am menționat mai devreme, credeți că un profesor prea prietenos este luat peste picior de elevi? Eu nu cred. Totul are o limită. Da, trebuie să existe o barieră între profesor și elev, dar dacă ești apropiat, și am spus, dacă tu îl respecti pe elev, și elevul te va respecta pe tine. Și dacă ești apropiat, eu cred că el va avea încredere și va veni și își va deschide sufletul și relația va fi nemaipomenită. Da, asta așa este. Cu profesorii duri, noi ca elevi tindem să avem o barieră, să nu discutăm prea mult, să nu cerem anumite sfaturi. Nu aveți încredere. Da. Ce vreau să vă întreb? Vorbeam mai devreme despre perioada din 2009. Care sunt diferențele? Adică cum era pe atunci versus cum este acum? Întrebare foarte bună. O întrebare foarte bună. Știți ce era? În acea perioadă era mult mai liniște și seriile erau mult mai bine pregătite. Veneau copii cu rezultate foarte, foarte bune. Din momentul în care s-a renunțat la examenul de admitere în liceu, eu țin foarte mult și insist la reintroducerea examenului de admitere sau măcar la obligativitatea introducerii mediei 5. Dacă ai luat media 5, optezi pentru liceu. Dacă nu ai media 5, te duci la școala profesională. Pentru că au ajuns elevi cu note sub 5, da? Să intre la matematică informatică sau la științele naturii. Și pe urmă stăm și ne întrebăm de ce nu au reușit să ia bacul și de ce ne-a scăzut procentul de promovabilitate. Este imposibil, dacă ai intrat cu 2 sau cu 3 la matematică informatică, să reușești în 4 ani de zile să recuperezi și să ajungi să iei un amărât de 5, nici nu mai spun să ajungi să iei 6. 6 este deja prea mult. Nu știu, este imposibil. Dacă puteți să ne vorbiți puțin și despre pregătirea elevilor din liceul nostru pentru BAC. Și ce am mai constatat? Că voi nu mai sunteți motivați. Când spun voi, nu mă refer la voi, copiii în general. Nu mai sunt motivați, nu mai au modele. Din păcate, în mass media sunt promovați alte tipuri de oameni. Da. Hai să spun fotbaliștii, sportivi. Sportivi, da. Un exemplu bun să promovezi un sportiv. Dar promovăm maneliștii, promovăm fetele care au terminat sau nu au terminat un liceu. Da. Da? Da. Și atunci, ce exemple aveți voi? E greu. De procentul de promovabilitate la BAC, nu știu, avem proiectul ROZE, proiect de care beneficiază elevii noștri din anul 2018, dacă nu mă înșel. Și în cadrul acestui proiect se fac cursuri de pregătire pentru disciplinele de bacalaureat. Din păcate, nu toți copiii vin la pregătire. Și e păcat să vii la pregătire fără să plătești absolut nimic. Se pierd informații. Da. Mulți se duc în particular sau ăsta e motivul pe care îl invocă. Nu pot să rămân la pregătire pentru că am pregătire. Nu știu cât ajung la pregătire în particular. Pe lângă proiectul ROZ, care sunt alte proiecte în care liceul nostru mai este implicat? Din păcate, la capitolul ăsta proiecte stăm prost. Avem proiectul ROS și mai avem proiectul Reintegrat. Este proiect destinat elevilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Da. Prin aceste proiecte, liceul a fost dotat cu laptopuri, calculatoare, cu videoproiectoare, cu multifuncționale. Dar, din păcate, copiii nu sunt interesați. Poate ne ajutați voi să-i atragem. Da. Te scoate știința de carte din încurcăturile vieții? Eu consider că da.
știți cum se spune, ai carte, ai parte. Și ați văzut că s-a ajuns în ziua de astăzi, dacă nu ai promovat liceul și nu ai promovat examenul de bacalaureat, le mai spun eu copiilor, nu te mai angajează nici măcar la măturat pe stradă. Da. Ce îmbunătățire ați aduce în curtea liceului? În curtea liceului mi-aș dori să avem mai multă verdeață, mi-aș dori să avem un teren de sport modern, să avem o sală de sport modernă, mi-aș dori un foișor și v-am spus că mi-aș dori să avem un spațiu în care să ne desfășurăm orele în aer liber. Și aici aștept propuneri din partea voastră. Voi cum v-ați dori să arate curtea școlii? Mie mi-a plăcut mult ideea în care elevii au desenat pe gardurile școlii. Mi s-a părut că o înfrumusețează. Ideea este veche. Din 2000 și ceva au început să picteze. Fiecare clasă avea o porțiune și picta. Da. Mie mi-ar fi plăcut, nu știu, să pictăm și în sălile de clasă. Nu știu. Da, ca să le mai înveselim un pic. Da, să personalizăm. Exact, fiecare clasă, da, să-și aleagă o temă și... Da, am făcut asta anul trecut, da, la inițiativa doamnei noastre de română, doamna Pețanga, în care am lipit anumite poze pe pereți, astfel încât să ne dea o atmosferă... Să vă simțiți mai bine. Da, o atmosferă de acasă. De acasă. Da, pentru că la școală ne petrecem cel mai mult timp. Da. Și aici trebuie să ne simțim ca în familie. Despre părerea elevilor, ce părere aveți dumneavoastră despre Consiliul Elevilor care se formează? Știți că aveam o președintă nouă, o elevă de la clasa a 10-a D. Am văzut că este foarte implicată și așteptăm din partea domnișoarei și din partea celorlalți membri ai Consiliului Elevilor și din partea voastră, numai a lor, cât mai multe proiecte. Eu mi-aș dori să realizăm un bal de Crăciun, nu știu dacă sunteți de acord, un bal, nu? Da, da. Și foarte un bal al iepurașului. Da. Să organizăm câteva activități caritabile. Da. Putem, da, să, da, mergem, nu știu, la un cămin de bătrâni, căminul de la Singureni, de la Mironești, de la Oncești, da, sau la căsuțele de copii. Sunt sigur că mulți copii ar vrea să se implice. Da. Cu siguranță, cu siguranță. Întotdeauna mi-a plăcut fost implicarea Consiliului, că s-au mai făcut activități în curtea școlii. S-a făcut un egg hunt de Paște în care trebuia să găsim niște ouă ascunse și tot liceul era pe aici alergând, căutând ouă. S-a mai făcut acum de Halloween. Da, a fost, da. Adică se organizează destul de multe activități, care zic eu că sunt destul de interesante și de distractive. Trebuie să mai facem și altceva. Da. Ar fi o idee bună, cea cu balul de Crăciun, unul de Halloween, probabil. Da, chiar dacă nu este o sărbătoare. De iepuraș. De dragobete, pentru că, da, este o sărbătoare, da, românească, da, și e păcat să nu, da, ne promovăm obiceiurile și tradițiile. Anul trecut de dragobete am scris, tot așa la o acțiune organizată de Consiliu, niște scrisori de pe care, da, pe care aceștia l-au trimis cu anonimat. Da. Da, să știți că și noi primeam bilețele de la elevi. Aș vrea să vă întreb părerea dumneavoastră despre uniforma liceului, despre uniforme. Nu trebuie neapărat să avem o uniformă. Trebuie să avem un semn distinctiv și să venim îmbrăcați decent la școală. Da. Acum nu știu ce părere aveți voi legat de uniforme. Dacă vă doriți să avem o uniformă sau... Eu sincer mi-aș dori o uniformă. Ce... Eu sunt de cealaltă parte, pentru că mie mi se pare că îmbrăcămintea unui elev îi arată foarte mult din personalitate. Acesta este modul în care el decide să se deschidă față de alții, prin îmbrăcăminte. Evident, trebuie să fie una respectivă școlii, adică să fii îmbrăcat decent. Dar consider că
Astfel ne arătăm cu toții personalitatea. Eu m-am gândit că dacă am avea o uniformă, ar fi mai ușor pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale mai modeste. Ar fi în avantajul lor. Da. Ca să nu se simtă prost. Că eu vin îmbrăcat în fiecare zi cu aceeași pereche de blugi și același tricou și colega mea de bancă vine și își etalează toaletele. Da, într-adevăr. Cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dar în această situație, cred că ar trebui să organizăm o... Eu mă gândeam la, nu știu, să aplicăm un chestionar. Sau să facem un sondaj. Da, un sondaj. Și să-i întrebați, puteți să vă ocupați voi de chestia asta. Da. Și să-i întrebați, ce părere aveți? Sunteți de acord să introducem uniforma și ce v-ați dori? Vorbeam despre discriminarea unui copil cu posibilități materiale mai modeste. Cum vă descurcați dumneavoastră cu un copil discriminat în felul acesta? De obicei să știți că nu prea au curajul să vină și să spună. Sunt foarte puțini cei care vin și spun. De când am început școala, cred că au fost 2 sau 3 elevi care au venit. Cei mai mulți se duc la doamna consilier, psihopedagog, și acolo și spun problemele. Încercăm să-i sprijinim, dar mai sunt și colegi de voștri care sunt mai răutăcioși, ca să ne spunem așa. Mă bucur că s-a introdus cabinetul doamnei psihopedagog. Da, doamna este foarte deschisă. Are o mulțime de idei și am văzut că vrea să desfășoare cât mai multe proiecte. Da, este foarte important. În continuare vreau să vă întreb, cum vă simțiți în acest statut de directoare? Nu foarte confortabil. De când am revenit de la inspectoratul școlar, de fapt, mi-am dat seama că mi-au lipsit foarte, foarte mult elevii și colegii. Important este că am revenit la școală și acum încerc să-mi fac datoria și de profesor și de director. Aș vrea să vă întreb cum se alege, sunt chiar curios, cum se alege un nou director? Da. Deci eu. Conform legii educației, un director ar trebui să fie ales la propunerea Consiliului Profesoral. Consiliul Profesoral ar trebui să facă propunerile. Și de anul trecut a fost emisă o metodologie de organizare a concursului de directori și au fost organizate până acum 3 sesiuni. Concursul a constat într-o probă scrisă cu 50 de item, dacă nu mă înșel, și apoi cu o probă de interviu. Din comisia de la proba de interviu au făcut parte 2 reprezentanți ai Consiliului Profesoral, a făcut parte un reprezentant al sindicatului și reprezentanții Consiliului Local. Au trebuit să-și prezinte un program de dezvoltare instituțională și să rezolve mai multe situații probleme. De la liceul nostru nu s-a înscris nimeni la concurs. Ați specificat mai devreme că ați mai fost director în trecut. Vreau să vă întreb, ce v-a chemat înapoi la acest rol de directoare? Sincer, chiar nu știu. De multe ori stau și regret. Regretați? Da. Pentru că aveam mult mai multe lucruri de făcut și având funcția de director, ești obligat să stai în școală de dimineață până seara. Să-ți faci și datoria de profesor, nu știu dacă mai poți să-ți o faci așa cum ar trebui, pentru că vin în audiență, vin părinții în audiență, vin elevii în audiență, vin reprezentanți ai inspectoratului de poliție, vin de la Consiliul Local. Da. Încercăm să ne descurcăm. Cineva trebuia să se sacrifice. Mai spun eu. Aș vrea să vă întreb despre cum v-a afectat pe dumneavoastră școala online. Pe mine m-a afectat, dar cred că cel mai mult v-a afectat pe voi, da, pe elevi. Într-adevăr. Și va fi foarte greu să recuperăm cei 2 ani pe care am petrecut în online.
foarte, foarte greu, pentru că nu se compară cursurile cu prezență fizică cu cele desfășurate în online. Nu știu, vouă vi s-a părut că a fost în regulă? Nu. Clasa nouă nici nu țin minte să o fi făcut. Da. A fost greu. Ne-a lipsit greu. Socializarea, foarte ne-a lipsit greu. Relația aceasta, mai ales noi fiind boboci în clasa nouă, am intrat direct în online și nu am reușit să formăm o relație cu profesorii noștri. N-am putut să ne apropiem. Da. Pentru că nu eram pregătiți. Nici noi profesorii nu am fost pregătiți pentru orele desfășurate în sistem online și nici voi elevii. La început nu aveam nici aparatura necesară. A durat o perioadă până am făcut rost de tablete, de laptopuri. Au fost profesori care pur și simplu nu au știut să se descurce și să lucreze cu aparatura respectivă. Dar le-am dus pe toate la bun sfârșit. Ce relație credeți că ar trebui să aibă un director cu elevii liceului? Să comunice. În permanență să comunice. Și elevii să vină și să spună ceea ce au pe suflet. Și dacă au greșit cu ceva, și dacă e ceva de bine, și dacă e ceva de rău, totul se poate rezolva prin comunicare. Și dacă ne ascundem, că nu rezolvăm nimic. Da, este foarte important. Înainte era acea vorbă, te trimit la biroul directorului. Credeți că mai este așa de înfricoșătoare această cameră? Directorul era așa pe post de bau-bau sau cam așa ar trebui să fie, nu? Eu n-am considerat niciodată că directorul trebuie să fie bau-bau. Directorul este și el un om, da? Și nu numai voi greșiți, și noi greșim, nu suntem perfecți. Și de asta spun că trebuie să comunicăm. Să comunică. Directorul trebuie să comunice cu elevii, trebuie să comunice cu părinții, da, și cu profesorii și profesorii dirigenți. Sunt foarte curioasă de următorul aspect. Ce influențe aveți în alegerea unui nou profesor? Din păcate, directorul nu are un cuvânt prea mare de spus, pentru că sunt repartizați prin ședință publică în cadrul inspectoratului școlar. Profesorii susțin în timpul verii un concurs, concursul național pentru ocuparea posturilor vacante sau concurs de titularizare, cum ați auzit și voi. Da. Și cei care au luat medii peste 5 vin în ședința publică și își aleg un post. Cei care au obținut peste 7 se pot titulariza. Cei care au obținut note între 5 și 7 sunt profesori sublinitori. Dacă nu au reușit să obțină minim 5 la concursul de titularizare, mai pot susține un concurs de ocupare a posturilor la începutul lunii septembrie. Este un concurs la nivel județean. Sau și mai rău, dacă nici atunci n-au reușit să obțină nota 5, vor susține un concurs la nivel de școală. Așa ajung profesorii să predea. Am înțeles. Din fericire, noi avem profesori calificați. Da. Și profesori foarte buni și majoritatea profesorilor noștri sunt profesori cu gradul. Da. Da. Noi n-am avut voie în a 9 și în a 10 să părăsim curtea liceului și dumneavoastră ați îngăduit să putem pleca la magazin să ne cumpărăm. Aș vrea să vă întreb, ce îngăduiți dumneavoastră? Adică, să știți că ne-am consultat și cu reprezentanții voștri din Consiliul Elevilor, i-am întrebat și pe părinți, am avut adunarea generală a părinților și le-am cerut și dumnealor sfatul, pentru că au fost profesori care au fost de acord să deschidem porțile, profesori care nu au fost de acord. Părinți care ne-au reproșat că de ce am deschis porțile, că trebuia să le ținem în continuare închise și am spus totuși că aveți și voi nevoie de puțină libertate. Și am spus, da, deschidem. La și 20 s-a sunat de ieșire, la și 20 copii au ieșit, merg la magazin să-și cumpere ce au ei nevoie, la și jumătate se sună de intrare, da? Și mai au 5 minute, asta așa, ca o marjă,
să aibă timp să ajungă la ore. La fără 25, cine nu a ajuns, se închide partea și, din păcate, trebuie să stea pe stradă și să aștepte. Da, dar nu cred că s-a întâmplat. Da, nu cred că... Atunci când s-a luat decizia să se închidă, liceul era într-un proiect de reabilitare și au vrut să evite anumite incidente. Da, și ca o ultimă întrebare, dumneavoastră păstrați legătura cu fostele generații? Da, cum să nu? Am spus că am fost foarte apropiată de copii și primesc telefoane, primesc mesaje de la ei, mulți vin la școală să mă vadă, am păstrat legătura. Sunt mulți care m-au invitat și la nuntă. Și v-ați dus? Și am fost. Chiar în weekendul trecut am fost la o fostă elev. Ce frumos! Ce frumos! Da, v-am spus, nu știu. Mai ales dirigintele. Dirigintele sau diriginta trebuie să fie a doua mamă pentru copii. Da, totuși sunt curios și vreau să vă întreb ce sancțiuni aplicați în liceu? Sau ce măsuri luați? Copiilor sau profesorilor? Sau ce vrea și alta, nu? Sancțiunile. Până acum n-am avut incidente așa de grave. Da, bineînțeles și profesorii pot fi sancționați, dar aceste sancțiuni se iau într-o comisie de disciplină. Dacă profesorul a săvârșit o abatere gravă, directorul emite o decizie de constituire a unei comisii de disciplină. Comisia de disciplină analizează faptele și vine cu propunerea de sancționare a profesorului respectiv, propunere care se va discuta în Consiliul de Administrație și Consiliul de Administrație este cel care aplică sancțiunea, dacă este cazul. Vi s-a întâmplat asta de-a lungul carierei să... În perioada cât am fost director, nu. Dar am avut și noi o doamnă profesoară care a primit calificativul nesatisfăcător. Acum câțiva ani. Nu era profesor titular al liceului nostru. A avut un comportament neadecvat. Am înțeles. Din păcate. Cam astea au fost întrebările noastre. Ne bucurăm mult că ne-ați primit. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept. Și aștept să veniți cu propuneri și să organizăm balul Crăciunului, da? Da, da. Da. Am să mai revenim pe aici pentru că cu siguranță nu este bau-bau. Cu drag oricând. Cu drag oricând. Și dacă aveți probleme și dacă aveți nevoie de sfaturi, vă aștept. Elevii care ne ascultă de acasă ar trebui să știe că aici pot fi ascultați și înțeleși. Oricând. Și cel mai important că este un loc primitor. Noi am fost Suflet Tânăr, eu sunt Neațu David. Eu sunt Stan Mariana și ne vom revedea marțea viitoare la aceeași oră. Pa, pa! Pa, pa! La revedere!